Interlop din clanul Duduianu a intrat din nou în atenția poliției. Fratele lui Emi Pian, interlopul ucis anul trecut într-o răfoială de tip mafios și unul dintre principalii lideri ai grupării, Elvis Pian, este bănuit că ar fi furat o mașină. Individul ar fi șantajat apoi proprietarul să primească bani grei pentru a-și recupera autovehiculul. Ministrul de Interne a declarat că de interlopi nu scăpăm niciodată. Totul a început în momentul în care un bucureștean a anunțat la poliție că a dispărut mașina din parcare. În fața anchetatorilor, omul a spus că a fost sunat de mai multe persoane care i-ar fi promis să-i returneze bunul, însă doar dacă plătește o sumă de bani. Polițiștii au deschis o anchetă, iar indiciile au dus către clanul Duduianu. Oamenii legii au descins la mai multe locuințe, iar doi dintre membrii grupării au ajuns la audieri. Surse din anchetă au transmis că vizați sunt Elvis Pian, fratele lui Emi Pian, interlopul înmormântat anul trecut cu mare faz după ce și-a pierdut viața într-o încăierare, și un alt membru de seamă al clanului Duduianu. Nici nu au fost greu de găsit. Suspecții sunt o prezență obișnuită pe rețelele sociale. Terminați cu figurile! Te iau, te fac, te împușc, te trag! Nu vezi că suntem noi modești? E băia bun! Când vezi să faci ceva în viața asta, nu vorbești mult! Taci din gură! Unul dintre cei doi indivizi a fost găsit pe autostradă în județul Ialomița. Polițiștii au ridicat din mașina sa sume importante de bani, dar și o armă pentru care nu avea permis. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a reacționat pe acest subiect. Nu scăpăm de infractori, nu scăpăm de polițiști certați cu legea, nu scăpăm de oameni care nu își înțeleg menirea în Ministerul Afacerilor Interne. Nu este prima dată când membrii clanului Duduienilor se află în lumina reflectoarelor. Florin Mototole a zis Emi Pian a fost omorât în luna august anului trecut într-o răfuială care a avut loc pe o stradă din sectorul 6. Liderul interlop a fost înmormântat cu fast în plină pandemie, fără să se respecte regulile sanitare. Maneliști celebri au cântat la ceremonie și zeci de persoane au fost prezente în fiecare seară de priveghi. Emi Pian era considerat unul dintre cei mai influenți interlopi din România.